Cred că asta se întâmplă pentru că, într-adevăr, doar omul când trece, e forjat, trece printr-o criză a vieții, un necaz, chiar o traumă, devine mult mai sensibil. Adică automat se activează senzorii la transcendență, altă lume, Dumnezeu, religie, biserică. Și cred că atunci, într-adevăr, omul trebuie ajutat, fiind mai sensibilizat, să conștientizeze ce importanți acești senzori, pentru că ei doar ne duc la eternitate și la esențial. Altfel ne lăsăm ce? Furați de cotidian, trecător, chiar lucrurile de zi cu zi, banale, ne confiscă, ne tiranizează viața. Și cred eu că aici e tare important ca oamenii să înțeleagă momentele acelea când o criză te sensibilizează, să fii foarte atent, că atunci acest senzor se activează. Nu-i astupa ulterior sau nu-i anihila, nu-i strivi, că sunt foarte importanți. Sunt unicele forme prin care noi ajungem la esențial și la lumea de dincolo, la Dumnezeu. Și cred că aici e foarte important, într-adevăr, să cultivăm sensibilitatea perpetuă. Adică nu doar practic rugăciunea în necazuri, ci după ce am simțit că e un instrument de a-mi rezolva foarte multe probleme și mai ales de a crește ontologic, ființial, încerc să fac un program de rugăciune permanent acasă. După care se sizez un lucru foarte interesant, că nu doar în program Dumnezeu e prezent sau în îl voi simți, ci și în afara programului. Dumnezeu, rugăciunea îmi poate urmări, mai ales dacă rugăciunea e sihastă pe respirație spusă. Are un cuvânt tare frumos, Părintele Arsenie Papacioc, ce cel care se roagă numai când se roagă, nu se roagă atunci când se roagă. Adică rugăciunea adevărată extrapolează, depășește programul de rugăciune și simțim că devine așa un fel de stare de har pe respirație. Și mă rog și când nu mă rog. Nu mai pot să mă rog doar când mă rog, ci și când nu mă rog, discut în profesia de zi cu zi, la serviciu, la autobuz, eu de fapt mă rog și simt harul care intră, care mă pătrunde, care îmi schimbă personalitatea în direcția bună, în sens pozitiv. Și de aceea cred eu că e tare important aici să credincioșii să simtă ce patrimoniu dobândesc când sunt într-un necaz, când Dumnezeu intră în viața lor invocat, Dumnezeu fiind foarte sensibil, nu intră cu bădărănie când nu-i chemat, și după aceea să păstrăm starea de invocare și în afara rugăciunii îl chem, respir duhovnicește, îl accept, îl doresc pe Dumnezeu în viața mea și zic eu atunci, viața întreagă devine iluminată de Duhul Sfânt. Aici aș sublinia faptul că Mântuitorul are așa frumoasă frază în care spune unde unul și doi sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, adică dacă rugăciunea e o captare de energie de dincolo de lume și o emisie energetică, într-un fel răzbește acest lucru un singur individ izolat și altfel nu, când s-o adunați mai mulți, mai multe persoane stau în rugăciune, deci clar că rugăciunea comunitară are mare putere și însuși Dumnezeu coboară între respectivii oameni. Dar din nou ține, vedeți, de exersare, de dorința de a fi în comuniune, în comunitate, mai ales cu biserica universală și locală, într-o rugăciune, într-o sfântă liturghie, dar mai ales rugăciunea universală, când ești conștient de fapt că Dumnezeu iubește biserica, este prezent în biserică, în comunitate. Mare lucru este, da, ca oamenii să aibă aceste sensibilități, să simtă puterea colosală a rugăciunii colective. Nu mă rog doar eu singur, mai nou sunt și grupuri pe WhatsApp de rugăciune. Mare lucru, când rog și pe alții să roage împreună cu mine pentru pace, pentru liniște în lume, pentru a evita Dumnezeu, această escaladare a răului între oameni. Fără rugăciune, omul devine tot mai rău. Prin rugăciune, omul devine tot mai bun și descoperă o dispoziție spre a iubi care nu era naturală sufletului său și prin rugăciune devine, da, dispoziția spre a iubi, dilatarea în dragoste a ființei umane. Așa ne-a făcut Dumnezeu, capabil să ne dilatăm la infinit prin har și prin dragostea Lui. Și un mare lucru este rugăciunea comunitară sau pe rețea, adică mai mulți pentru același lucru ne rugăm și se împlinește ceea ce noi ne dorim.